Sunt impresionată de clădirile astea super blindate, de blocurile super blindate. Pe aici este intrarea în bloc, în curtea blocului, de fapt, pentru că fiecare bloc are o curte și fiecare bloc este înconjurat de un zid mare și gard de fier. Așa, aici se vede, este un telefon prin care suni portarul și portarul se uită la tine, te recunoaște sau dacă vizitezi pe careva trebuie să-i spui pe cine vizitezi. Aici este interiorul blocului și efectiv dacă mergi pe stradă, cum este strada aceasta, este plină de, este doar ziduri, ziduri care înconjoară clădirile și nu prea ai ce să vezi decât ziduri. Aici este intrarea la garaj și să vedem și clădirea. Clădirea din nou făcută din pătrățele de ceramică, la care deci, un fel de ceramică se asemănă cu faianța. Vezi că o mașină aici. Da? A trecut mașina, ușa se înclină. Eu nu imaginez ce muncitor a avut răbdare să stea, să pună pătrățel lângă pătrățel aici, să căptușească tot blocul ăsta cu ceramică. Dar, într-adevăr, au un rol de a proteja. Nu uita, aici când plouă foarte serios și este un strat adițional protector ca să nu intre, ca să nu pătrundă ploaia în clădire și este simplu de menținut pentru că pătrățelele astea, dacă sunt făcute bine, n-au nevoie de niciun fel de îngrijire. Clădirea care nu este făcută cu cățele de ceramică trebuie spoită, rezugrăvită, muncă în plus și bani în plus, bani publici în plus.